A venit vremea, gata, îl verificăm pe micul să vedem cum e mașina. Mi-a zis deja că are o mică problemă. Dar o vedeți imediat. Bună dimineața și bine v-am găsit. Bună dimineața. Așteptam să zică și micul. Spre deosebire de clipurile cu care v-ați obișnuit, unde sunt 28 de Volkswagen-uri, 6 Audi-uri și un BMW, astăzi avem, printre constatări, 3 Honda și un Lancer. Așa că vrem să vedem cam ce se strică la japoneze față de nemțoice. Deci cam asta e topicul de azi. Dar mai întâi nu mergem să vedem ce mai face Fordul, micule, că abia așteaptă lumea. Deci să-l băgăm neapărat? Haide, hai să-l băgăm, hai. Haide, du-te, haide, haide. Se aude ceva deja. Se aude ceva, la serios. Momentul adevărului. Care e cu problemă? Aulă. Da. Cum la Ford? Și eu mă mir, și eu mă mir. Ha, production. Mai în spate, cu lentina, cu Ford, țin. Lipsește ceva de acolo. A căzut la spălătorii. I-a căzut... I-au căzut căi. Câți căi mai rău? Ei? Bă, că asta n-ai rezolvat. Îți dă cu animutor. Că familia asta și-o axanșul nu știu ce. Nici motorașul. E butonașul. Da. Dar trebuie și butonul de acolo, topa nouă și butonul de acolo. Dar ești? Să întrebăm băieții ce să mai facă micul la mașină, că eu o vând deja, pe mea numai. Nu, o spăl și o vin. O spăl? Ce mai era de făcut la interior, curat în ea, nu știu. Mă, l-ați desfințat palin, deci nu vine să cred. Spălat, vândut, luat alta, luat următorul pasat, top 4-4. Top 3 răspunsuri astea au fost. Asta e, grupa mare, hate. Da? Omul, cum ai ce să dai cu hate? Uite și ce frumos că e fost. Stai așa că... Ia ziceți, băieți, Migu, ce să mai facă la mașină? Violeta? Așa pare. Ia zi cum faci noi cu asta. Racuri flexibil, racuri flexibil. Și trebuie și racuri flexibil. Păi de asta e flexibil, nu trebuie să fie așa flexibil. Nu e ca așa flexibil. A făcut sport, ăsta e mai flexibil. Dar ce zone e? Acolo zone? Eu? Băi, cine e? La mișto pus acolo. Deci eu, păi, nu știu, uite. Ia zi, Alin, e groasă situația. Ce? Nu mai mă uit pe studia. Uite mă, dracu, uite mă să te bat alba. Măi, ai zgomă de bieretă. Păi da. Pomuc original, din aia, alu. Bat acolo la poartă. Fomoco. Zic Fomoco, nu te gândi, m-am arătat cheile. Gata, frumos. Băi, și-a mai trebuie să mai fac un lucru care nu-mi place. Cu grila după față, să o schimb. Trebuie să-mi dau cum în două butoane. Da, așa era. Bună dimineața! Ce faceți, domnul? Uite, curăț ceva așa de pune. Ce s-a executat la această mașină? Sticlă de vin? Aha. Mai multe sticle de vin. Cablaj injectoare, se duce garnitura asta și curge ulei în partea de jos. Și nu se găsește să schimb doar garnitura, că e aici cu totul, se schimbă tot asta.
Bine, nu-i faci rău mașină când ești schimb. Că poate să mai dai aerul sau ceva o dată la ceva. E până la urmă un cablaj în ulei. Da, și are și 15, 20 15. Și mare bujică care de la... De la pompiță? Da, și apoi se schimbă și ăștia de... Pentru că... Au de aici. Ce? Rahatul ăla mic care ieși și la... Ieta din cauza care rămâne fără presiune de ulei, da, exact. Și ăsta de aici aproape ieșit. Vezi? E la față și ăsta de aici, băgat în interior cum ar trebui să fie. Deci ăla trebuie să fie ca asta. Da. Și o să vină noi, ăștia de bombo. Dar ăla nu poți să-l împingi înapoi? Păi, dacă a ieșit prima dată... Da, corect. Poate ieși și a doua oară. Poate ieși mai repede decât ăla. Păi, Danilito. O evacuare devasat. Ceva frumos? Să la dreapta. Diză? 2-0 diză. Fără friciune particule de fabrică. De fabrică? Chiar e catalizator sau ce? Da. Da, nu este rău cu două de astea așa. Patru bucăți Beru Germany, Volkswagen AG, pe de original pe el. Toate patru. A fost doar de mine? A fost doar ori doar de mine? Nu știu. Ai lipsit? Scrieți voi acolo un comentarii, da. A fost mai bine cu mine. A fost? Puțin încolo, puțin stânga de în față. Liniște, pace. Drept. Surprize, am venit înapoi. Așa, gata. Wow! Wow! Come on! Wow! 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 Oh my God! Oh my God! Wow! You! This is diamond! Fără amortizoare. Deci că e nouă la uite și vechi. Sus, uite dacă te uiți sus. Nu fi nou. Cred că e și la pivot aici umblat. Zi un pic, deci care e situația? Pe viitor, deci o să lase, zice, evacuare. E rocos. E posibil. Deci parcă are și niște fisuri. E? În zona asta. Da. Ceva jocuri? Nimic. Nu? PlayStation, Xbox, nimic? PlayStation. Ce-ai făcut, mă? Ți-ai îndreptat aripa aia? Mi-a schimbat numărul de matriculare. Și am dat și 100 ceva de mii de kilometri înapoi, fără 100 de mii. S-ai pus și cutii automat. Și am și scaunele întregi. Bă, ai făcut ceva schimbări. Opa. Ia uite. Stai așa, că stai la motor. Ai băgat baterie mai mare, vezi? Uh-huh. Honda baterii, dar e mai mare. Băi, ce curat e basul ăsta, ești că e nou. Păi da, și pe aici, și pe aici. O, ce mole e. Ciucu. E un pic de praf acolo. Sunt astea. Furtunele moi. Ia-ți. Da, e dubios de curată. Te iar conza aia mare. Mm.
Discul e... Urmează peste rugină, nu? Urmează pe tot. Vezi, ăsta e alb. Unde frumează ăla e negru. Înseamnă că ceva nu... A avut rugină acolo, nu? Are rugină. E pe partea cu drumul. Asta e cam rupt-o un pic. E elastic. Da. Să fie elastic e una, să fie elastic e alta. Se vede? Un pic așa. Puțin, nu e, nu are decât un pic trebuie să aibă. Clonca, clonca. Și pe partea cealaltă e sigur la fel. Deci este chiar un pic mai mare. Eu. Da. Are un pic de joc în bilanță. Asta e deja rupt aici. E să desface cu flex aici. Asta nu mai are nimic aici, vezi? Trebuie să aibă o protecție termică. Bine are nevoie. În mâncată. Baie până aș nici înăuntru. Of America Manufacturing Incorporation. Bă, mă, lăși, românește, nu știu, mă, ăștia să vorbească, să scrie și ei acolo. E făcută la Craiova. Danger, asta. Danger. Vizi mașina în România și scrii Danger. Păi, Danger e, era ăla. Dangerusul ăla. Renault ăla. Da. Alu Moșu. D16 ăsta. D16Y7. Deci e D, nu e? Da, mă, B-ul e ăla cu... Ești tot, frate. Honda e făcută după Passat B55. Da. Da, nu la pe aceeași calitate. Nu la aceeași calitate. Acolo, dar face de aici. Pivotul de jos de aici e praf. Toate cu gropile. Bam, bam, bam. Da. Da. Cam așa este. Să luăm diagnoza. Trebuie să iau diagnoza de articulații. Vezi, la Del Sol vine aici, aprinsă sus. Vine bucșa cu sistemul, vezi? Are caroserie, dar asta nu e, prin jos. Se merge puțin mic și de-aia? Nu știu dacă merge și de-aia, dar pentru că e întreținută binișor, adică să vedem ca lumea de desubt. Merge, merge. Ia uite, protecții termice pe ea. Uite, flanșa schimbată la un moment dat. Da. În loc de arcuri a pus două șuruburi. A devenit fixă, nu mai e mobilă. Vezi? Da. Trebuie să aibă niște arcuri acolo în loc de rapor flexibil. Chiar și așa? Dar uite puntea cum e. Neagră, vopsită, originală. Vezi? Are un pic de rugină, că așa îi stă bine unui punzăr fondat. Ia. Noi.
O fi de aici jocul? Da, e bună. Uite, are bieleta asta, ca la Renault, ca la astea. Ca la Renault. Dar e cam praf. Bucșele văd că sunt înlocuite. Te cred că îi scârți un pic. Ai zis că se aude un sunet când merge. Ia să vedem pe partea asta dacă face la fel. Aici e baltă. Aici e... E basul și ăla e... sunt în altă. E la minor și la mai rău. Aici e mai rău. Aici e distanță, dar nu poți să ajungi, ai vezi? Uh-huh. Asta mai merge. Bucșul e schimbat aici. Dar fii atent ce podele are. Ia uite, ești nebun la cap. Ce antifon are. O fi dat? Multe de-astea am avut probleme cu ele la desfăcut. Dar nu are bară stabilizatoare pe spate? Nu are nevoie. Se montează, vezi aici. Uh-huh. Și pe asta. Uite aici cum este asta. Distanța asta aici, vezi? Uh-huh. La bucșă. Și asta e mortal. E căzut pe el. E căzut în braț. Da. Da, e dubios de, dubios de curat. Că de desubt. E utia. Aici e putere. Se stânge puterea în tips. Bă, fiți atent aici. Bogdan nu vrea să urce mașina asta pe elevator să vadă ce-i stricat la ea și o să facem noi așa. O luăm de aici. Hai, nu crezi că te-ai ajutat pe stupul elevator. He? Sau ne minți? I-am pus roțile de... Aoleu! Bine, mă, nene, mă! Da, fără. Fără absolut nicio glumă, era parcată... Tu n-ai de unde, știi, nici... Era parcată fix lângă acord. Și eu am fost plecat, m-am întors și zic, de ce ori fi scos ăștia o mașină din serviciu? Și nu, cine știe ce s-o fi întâmplat? Eu văzând-o din spate, n-am văzut numărul, am trecut și zic, uite-mi că au scos-o, adică m-a păcălit culoarea. E diferență de culoare, dar nu e diferență de la cer la pământ. Nu. Adică de la distanță eu am văzut-o cam că de e... de la Marte la Lună, așa. Așa. Mai e o diferență. Da. Asta are pară de aia de rigidizare ca lumea. Da, mă. Are și motor. Uite, cabron aici. Capral? Cabron. Trebuie să-i pună protecția termică aici. E ascuns-o ca să se vadă frumos. Ție? Tocă? Sau de o chestie. E cazul să aduci diagnoza aia mare. O iau pe asta mică. E pe asta mică? Da. Asta sport, așa. Aici am un minut. A avut noroc. Plâne chestii s-o pătere, are. Are, are. Și încă cum. Țapă-nă și aici. Uite, are și protecția termică asta, rar vezi. Plânge pivotul. Asta e praf. Asta e ruptă deja. Pigule, ia mișcă și tu, te rog, de roata asta, că te văd așa fără mamă, fără tată. Uite, era avea întreabă. Mă, în casete. Gata. Au! Să unge. Uite cum e bușa de bară stabilizatoare. Sunt într-o parte. Ai să mă căr pivoții aia, sunt buni. Astea-s rupte. Două capete de bară. Și fii atent, capul de bară e ok. Da, dă un să iei burduf. Ia zi, Daniel. Ia uite-l. Mă uitam că e tot bă. Șacalul, veni șacalul. Nu, e așa. Păi e așa că... Nu vezi că nu e pe linie. Nu e nici pe linie, dar poate
dacă ăsta ar intra pe ăsta. Mă gândesc acum. N-ar trage un pic așa? Nici ăsta n-are arcuri. Da, păi n-are arcuri. Nu vezi că le-a pus... Le-a făcut rigide. Tot și aici la fel. A, e bine. Și-a pus tobă și micările. Și ăsta e? Așa vine de fabrică? E, e, e. Ia uite cum e buc și asta. Ăsta e căzut la pământ. Căscătă. Vezi? Ăsta bate în bucșă. Da, uite, praf. Am în două bucșele cu ăsta. Ăsta e ok. E obosită, e pensionară. Ce pensionară, mă, mâncați. O fi original, dar nu cred. Vezi cum e fugită? E mai ridicată de aici. Uite, vezi, asta are și bară stabilizatoare. Fii spunea lui băiatul ăla. Vezi? Și e prinsă acolo. Păi are găurile astea de prindere. Pui două piulițe și... Platformă, doar pe... Da. Dar la ăla, la cupeul ăla, îi trebuie așa ceva. Ferim cu răspunzător cu gaz. Strânsă cu rău. E prea strânsă? Nu, e slabă. Ah. Asta e mecanică lucrarea. Ok. Și zice, știi câți kilometri? Știi câți kilometri? Ia zi, micule. 20 de mii. Nu cred că de aproape. 37 de mii are mușa. 37 de mii? Dar nu i-a plăcut de ea, dar n-am mers pe ea? Nu știu. Dar nu-i ambreajul undeva. Deci unde ține micul ambreajul? Doar, doar. Acoperiți ține. Aaaa! 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 Și-a suflat nasul alinii, ești nebun. E prima dată când o folosesc. Lăsați și voi comotul ăla încetit mai ușor, să nu se înțelege ce ziceți. Păi nu, un pic o rezolvăm acum. E bine acum? E bine, da? A mai terminat Dani o evacuare. E gata asta. Afară sau de mai mare? Iete. Păi și noi băgăm o intermediară sport acolo. Bă, știi ce-i culmea? Că unii plătesc pentru asta. Deci unii dați bani pentru treaba asta, băiatul ăsta vrea să repare. Vedem imediat de ce. Uite, mă, că zice lumea că Dani nu pune din asta. Că, domne, că te-ai suit la o mașină cu... Bine, nu e crezut aia. Aia, bine, dar Dani n-ai văzut cum conduce? Conduce ca... zici că e pe fugă așa tot timpul. E... zici că a furat-o. Nu, mă, lădă, e ce face, mă? De un acord? Da. Din păcate, da. Uite, eu te-am crezut chiloții aici. Aia, le rup aici. Aici, da, el. Nu știu, nu prea se... a, mai... Uu, ăla e rupt de tot. A, mă, nu... E foarte flexibil de acord. Se rupe în figuri, cum ar zice. Am luat decizia să încheiem acest clip la înălțime și... asta e singura variantă. Aha, olu! Așa. Și acum concluzia. Prima mașină care intra, Honda aia care semăna cu a mea, are bucșele de la bascule, bucșele de la amortizoare și pivoți inferiori. Deci chestii de mașină veche. Deci chestii de așa, de chestii de mers de drumuri din România, aș zice, da? Bun. Următoarea Honda albă, aia mega drăguță, nu are mai nimic de schimbat și vreau omul să pună o suspensie sport, deci nu probleme. Cum ar veni, da? Del Solul, care era cam
Cam ca a ta. Cam ca a mea, așa. Are toată bucșărea aia zob. Bine, mașina e din 94-95, adică... Nu știu, nu-i de rău, e normal să fie obosite, că sunt alea originale. Deci trebuie să schimbe bucșărea aia. Vrea el să schimbe suspensia ca să pună ceva reglabil, deci iarăși nu probleme. Și ar vrea să facă revizia, că abia a luat mașina, și distribuția, deci nu probleme. Și Lancer-ul are de schimbat șuruburile cu arc de la evacuare. Deci unde sunt problemele la mașinile astea în realitate? Nu vorbim de alea de articulație și de bucșăraie. Motoarele le mergeau ok, la tot. Da, deci niciuna n-a venit cu probleme la motor. Ori dacă aveam 4 Volkswagen-uri și un Audi, aveam... Kituri de brațe. Aveam 2 kituri de brațe, mai mult ca sigur. Pierderi de ulei. Aveam pierderi de ulei la greu. Aveam 6-7 beculețe aprinse pe bord. Aveam sunet de lanț la pornire. Aveam la motor probleme. Asta e ideea. Deci acum, între noi fie vorba, hai mă să mai luăm și niște japoneze, că motoarele sunt... În regulă. Cam asta e concluzia clipului de astăzi. Și în final vrem să vă anunțăm ceva deosebit, tot aici, la înălțime. Ne apucăm de TikTok, mă băieți. Am primit 100 de milioane de întrebări de ce nu vă apucați. Pentru că, sincer, e foarte greu și cu clipurile de YouTube și cu Instagram-ul, sincer, și cu telefoanele și cu recepția. Nu mai intrăm în detalii. Vrem să ne apucăm de TikTok. Link-ul contului nostru de TikTok e jos în descriere. Vă așteptăm să vă abonați și acolo. Și avem un plan destul de interesant. Chiar am vorbit despre asta și cu cei de la TikTok România. Considerăm că mai sunt foarte multe situații în care putem pune chestii educative, chestii mișto, dar nu sunt neapărat de un clip de YouTube. Adică nu sunt gen de 20-30 de minute. Sunt chestii scurte. Bă, uite fază, dar uite cum se demontează piesa asta. Sau uite ce am constatat la mașina asta. Ceva interesant să afle toată lumea, dar sunt chestii de 30 de secunde, e filmat ceva, mă, uite faza asta. Deci de asta vrem să ne apucăm de TikTok, pentru că se pot pune și acolo chestii mișto educaționale, dar scurte. Nu putem să o lungim pe un clip de YouTube, știi ce zic, adică 20 de minute despre cum se demontează o banalitate. Dar acolo poate e interesantă să o vadă lumea. Gata, ne vedem. Ia zi-mă tu, cu ce zici că ne vedem? Cu mașini japoneze. Da, mă, l-au obosit păpălică astea ne însești, deci gata, ne vedem data viitoare. Mergem înapoi la nivelul nostru? Hai. Gata, hai să mergem.